v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Smaranda Cioban, iar întrebarea zilei de astăzi este: sunteți mulțumiți de condițiile din mijloacele de transport din oraș? Aglomerația, mizeria, scaunele reci din plastic și întârzierile sunt principalele motive care determină pe locuitorii municipiului Zalău să apeleze cât mai rar cu putință la serviciile de transport public. În același timp, cei care nu au alternative au învățat să fie resemnați și să se bucure că totuși autobusele merg. Având în vedere cele amintite, am decis să aflăm care este părerea cetățenilor despre condițiile din mijloacele de transport public în comun. Haideți să vedem părerea zălăoanilor. O notă, dacă aș da, așa, 7 spre 8, cam așa ceva. Am înțeles. De ce? Pentru că odată nu sunt încălzite, au rămas acele vechi de pe vremea când erau, vă dați seama, înainte de 89, după aceea, scaunele acestea, în timpul de iarnă, vedeți că sunt foarte puține care sunt tapisate. Sunt de ale plastic, vechi și răci. No. Câteodată, vedeți, în timpul când e sezonul rece, e varianta asta că ele nu sunt încălzite, deci e destul de frig. Vara la fel sunt condiții așa, tot mai sărăcuțe, în sensul că cum să vă spun eu dumneavoastră, neavând aerisire, nu știu ce, intră praf cu tare. Ce puteți să-mi spuneți despre întârzieri? S-a întâmplat să așteptați mai mult de 10 minute după un autobuz? Deci chiar azi am stat mai mult de 3 minute, n-am stat. O mai fost în perioadele astea de sărbători. Ce s-a întâmplat la sărbătorile astea de Crăciun și de Anul Nou? Au scris acolo programul la redus, dar cu niște litere atât de mici, când vieții pensionari trebuia să-și ia, să zicem, binoclu ca să se uite acolo, ca să vadă când vine, când pleacă, când vine. Eu asta am vorbit și cu un oficial, am vorbit și s-a mai reglementat după aceea. Dar scrie acolo frumos mare, scrie acolo cu carioca sau cu ceva litere mici și sigur că mulți pensionari au trebuit să-și iei ochelari sau au acasă ochelari. Eu știu, nu. Dar asta a fost de sărbători, a fost. Dar în legătură cu frigul, ziceați că e frig în autobus. Da, păi sigur că nu sunt de astea moderne. Eu fac mult și București, dar acolo este inclusiv cald, există acele monitoare unde îți arată, urmează stația cu tare, deci e altceva. Ce părere aveți de condițiile din mijloacele de transport din Zalău? Chitea trebuie reînnoite, tăte, că când umblam eu acum de 20 de ani la servici, tot cu ăsta meream și eu. Ei trebuie reînnoite și modernizate, că altfel nu mere. Credeți că este rece în autobuse acum, iarna? Nici nu-i cald, nici nu-i rece. E vorba de respectul statului față de om. Asta e. Dacă sunt condiții, omul e respectat. Dacă nu, nu este respectat. Da. Autobuzele de dezastru. Nu fac față de multe ori. Și la călător, și condiții, toate. Ce condiții? Ne puteți condiții, spune un pic? Sunt autobuze care ați le aruncat și așa le-au luat de bune. Nu? Nu ai condiții în ele. O mizerie de nedescris. Dacă a oprit șoferul autobuzul, că s-a urcat cineva în autobuz, că n-am mai putut sta în autobuz. Vă dați seama ce a fost acolo. Vi s-a întâmplat să fie rece în autobusele cu care circulați? Aia e la ordinea zilei. Sunt care autobuze bune, care circulă cu căldură, sunt care... Vă dați seama că n-au ce le trebuie. Nu le mere căldura. Ce spuneți de autobusele cu scaune de plastic? Cum o să acum iarna? Da, păi am cum, reci, cum să fie? reci. Dacă ar aduce autobuze bune, și normal, că oamenii ar fi mulțumiți, nu? Ce să facă oamenii? Că oamenii plătesc impozite care sunt foarte mari față de alte orașe. Noi suntem într-un oraș aici mic și plătim impozite ca și în Cluj. Mi-are să verificați cât sunt impozitele în Cluj și cât sunt în Zalău. Și ce e Clujul pe lângă Zalău? Pot să vă întreb în legătură cu întârzierile? S-au întâmplat să întârzie autobusele? Nu prea, 5 minute acolo.
numai dacă nu mărți autobuzul. Aia se întâmplă și la alții, nu numai. Să nu stai acolo ore întregi. Și ce părere aveți? Este rece în autobuz? În alea vechi, nu în alea vechi. În alea vechi, da. Foarte rece și zgomotos, foarte zgomotos. Ce părere aveți despre condițiile din mijloacele de transport? Rece, dar iarna, ce se face? Credeți că ar trebui schimbate scaunelele de plastic, să fie de alea tapizate iarna? Da, scaunele, da, da. Eu niciodată nu șez jos că mi-e rece la scaunele astea plastice, da. Asta, da. S-a întâmplat să fie mizerie în autobusul cu care circulați? N-am văzut mizerie. Ce părere aveți de condițiile din mijloacele de transport? Prost. În autobuse, cum vi se pare? E cald, e rece, e aglomerat? Rece, e aglomerat, înghesuială, te împinge. S-a întâmplat să fie mizerie în autobus? Nu prea, n-am văzut. Este mizerie, căldură nu bagă, mai ales amu iarna. Și rece acum în autobuse? Da. Ce părere aveți de scaunele de plastic? Ar trebui înlocuite cu de la tapizate acum iarna? Da, ar trebui, că sunt foarte reci. Sunt foarte reci și tare, așa, n-ai comoditate în ele. Și în legătură cu întârzierile, a întârziat autobusul pe care l-ați așteptat în ultimul timp? Da, este când întârzie, da. Este. Rece și curățenia. Eu tot timpul sunt foarte nemulțumită de curățenie, de scaune. Sunt mai circulă, am înțeles, și la Ortelec. Total, total nemulțumită. Vi se pare că este murdar în autobuse? Da, 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 da. Dar aglomerația vă nemulțumește? S-a întâmplat să fie aglomerat când... Ce mă nemulțumește foarte mult pe mine, programul autobuselor, trebuie să stai, să aștepți de multe ori, ziceam, mai ales când lucram, că ai putea să ajungi de nu știu câte ori la locul de muncă, pe când tu stai și aștepți. Eu am înțeles, lucram și pe schimburi, că nu prea sunt călători. După masa, seara, era câte o persoană, două în autobuz și că nu este rentabil pentru dumnealor, dar eu nu sunt cu nimic de vină, că plăteam abonamentul și biletul, tot timpul ziceam, prețurile erau la nivel de Cluj, pe când la Cluj, dacă te duci, pe aceeași rută ai mult mai multe oportunități. Stai 2-3 minute și vine altul și vine altul și vine altul. Scaunele de plastic nu-mi plac, într-adevăr. Alea sunt ca niște ligheane reci, alea nu sunt. Asta, curățenia, iară, lasă de dorit un pic. Ce părere aveți despre condițiile de autobuz din Salău? Mai proste condiții nu se poate. Deci, cred că am fost destul de explicit, nu? Stai ore întregi în frigul ăsta și nu vin. Când vin două, trei după altă, numărul 22, 6, deci în Dumbrava toate. Vrei să vin în coace, aștept ore întregi. Când vin, să nu se piardă, probabil, nu știu, unul după altul, că nu cunosc traseul, șoferii ăștia sau... Vă dați seama. Dar ce ziceți de condiții? Foarte proste, mai proste condiții nu se poate. S-a întâmplat să fie mizerie în autobuz? Vai de mine, pe toate scaunele. Căldură unde ați văzut dumneavoastră în autobuz? Mai azi decât un șofer de ăsta, că mi-a ieșit cu ușa deschisă. Că uite că vorbește la telefon și uite să-și mai închide ușa. La ora de vârf umblă mai des, dar pe urmă după ora 5 parcă aștept câte o jumătate de oră sau mai mult în stație până... Spre arare ziceți, da, că trebuie să așteptați mult timp? Da, trebuie mai des, adică și pe timp de iarnă când e frig, știți cum, e greu să stai să aștepți atâta. La mine e scovenabile, făcând mai rău, e sub de bun. Ce ziceți de scaunele de plastic? Nu sunt tare reci? Ale reci, da, ale întregele reci. Sunteți mulțumit de mijloacele de transport din Zalău? Nu. De ce spuneți asta? Sub dezastru. Nimic nu merge bine. Este aglomerat autobusul? Tot timpul. Și au întârziat autobusele zilele acestea? Ați așteptat mai mult de 5-10 minute un autobuz?
Da. Da. De la 10 minute în sus. Vedeți că cu mijloacele de transport e dezastru. Întârzieri, frig, nimic. Consecință nimic, nimic nu-i bun. Nu știu, ar trebui schimbat ceva, dar nu știu cine și nu știu când o să se schimbe. E frig în autobuse acum, iar. Bineînțeles. Nu respect orarul. Dar condițiile din interior, vi se pare că este rece? Nici condițiile nu sunt prea bune, da. E rece în autobuse. S-a întâmplat să fie foarte aglomerat. Da, da, e multe ori. E foarte multe ori, nu odată. Și ce spuneți dumneavoastră? S-ar putea face ceva? Da. S-ar putea, dar să se mulțească autobuzele. Sau orarul lor, măcar. Dar ce spuneți de orar? Nu respect orarul sau întârzie? Da. De ați foarte multe ori. Ați așteptat mai mult de 10 minute după un autobuz? Am așteptat și așa. Da, păi nu știți cum e la noi. Pe cine interesează de populație? Spuneți-mi. În mare măsură, da. Cum vi se pare autobusele? Vin la timp? Da, vin. Vi s-a întâmplat să fie aglomerat autobusul? Da, mai sunt și în picioare câte 2-3, dar nu s-a aglomerat. Deocamdată, nu știu cum a fost de sărbători, că n-am fost aici, dar... Și ce părere aveți de scaunele astea din plastic? Nu ar trebui înlocuite cu... Vai, doamne! Chiar alaltărea veneam de la gară și m-am pus un scaun, m-am ridicat înapoi, că era de plastic și era atâta de rece, de... putea să stai pe el. Dar știți că marea majoritate din autobusele din oraș au scaune de plastic. Da, exact. Și ziceți că trebuie înlocuite, da, da. Da. Poate nu sunt bani, dar știți cum e. Ce părere aveți de condițiile din mijloacele de transport? Un pic e cam rece, într-adevăr. S-ar putea face niște condiții mai bune. Cam rele, că nu intră, nu încapă chiar toți. Vi s-a întâmplat să fie frig în autobuse? Da. Este mizerie. În autobuse este mizerie? Foarte multă. Și cum vi se pare s-a întâmplat să fie foarte, foarte aglomerat? Da. De cele mai multe ori. Călătoriți zilnic cu autobusul? Da. Eu da. Și s-a întâmplat să așteptați mai mult de 10 minute în stație? Sigur. Da. Chiar și o oră. Iarna. Mizerie, autobusele vechi, toate vechi. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. A fost Smaranda Cioban. Până data viitoare, la revedere!